Chiar dacă nu a jucat în runda trecută, Auto Bergamo de va rămâne lider în Liga 1 de futsal cu 34 de puncte din 14 meciuri disputate. Auto Bergamo are un punct mai mult decât a doua clasată, FK Odorhei, în condițiile în care harghitenii au două meciuri disputate în plus. Devenii revin pe parchet marți 22 februarie de la ora 18, când se vor înfrunta la Focșani cu Sportul Ciorăști într-un meci televizat și sunt cotați ca mari favoriți la câștigarea celor 3 puncte puse în joc. De altfel, pentru a fi sigur de terminarea sezonului regular pe primul loc, cei de la Auto Bergamo au nevoie de 6 puncte din 12, lucru perfect realizabil în condițiile în care și programul îi avantajează. În campionat noi mai avem 4 meciuri de jucat, mai avem afară la Ciorăști, tot la meci transmis la HD în 22 la ora 18. După aceea mai avem cu Buzău acasă, la Cluj și cu Timișoara acasă. Din cele 12 puncte puse în joc, 6 matematic ne trebuie ca să fim siguri de locul întâi, perfect realizabil, spun eu. Sportul Ciorăști, adversara de marți a devenilor, este a 6-a în clasament cu 16 puncte din 15 meciuri, echipa din Vrancea fiind calificată în primul tur din play-off. Primele două clasate la finele sezonului regular vor intra direct în turul secund din play-off, iar cine câștigă prima parte a campionatului are avantajul de a juca mai multe meciuri acasă. Cu pretenții la primele două poziții mai sunt United Galați cu 31 de puncte și CFR Timișoara cu 27, ambele având 15 meciuri disputate. A cincea clasată, Luceafărul Buzău, va juca în primul tur din play-off, iar Lanterna Roșie, Clujana Cluj, va evolua în play-out.